Salutare tuturor, mai ales celor care mă întreabă de ce nu faci podcasturi despre Ploiești. Uite, o să fac podcasturi despre Ploiești și o să încep cu subiectul meu preferat, traficul. O să vă învăț cum să traversați orașul în 5 minute. Vorbesc serios, mai ales pentru cei care vin de la Brașov, Câmpina, încolo, de la munte și se duc spre casă, spre București și aleg să meargă prin oraș. Sau pentru cei care din contră pleacă la munte și aleg să nu meargă pe centură, poți să străbați Ploiești în 5 minute, vorbesc serios, dacă rulezi cu 55 de km la oră. Este viteza după care sunt reglate semafoarele și dacă prinzi un semafor pe verde și te duci cu mașina la 55 la oră, să încerci să rămâi acolo, o să vezi că o să prinzi verde după verde după verde și o să vă și arăt asta, pentru că o să fac schema asta imediat. Și revin după cu încă două explicații. Ați văzut? 2 minute și un pic pentru un teritoriu cel mai aglomerat al Ploieștiului, care se parcurge în cel mai bun caz în 6-7 minute. Ideea e că dacă folosești asta ca mine, respectiv să păstrezi o viteză de 55 de km la oră, care este viteza pe care se reglate semafoarele, parcurgi tot Ploieștiul, adică de la Gara de Sud până la McDonald's Nord, în 5 minute. Pe bune, pe bune, adică eu am făcut 3 sferturi din jumate din distanță, am făcut-o în 2 minute 20. Mai sunt sectoarele alte care n-au semafoare, au niște treceri de pieton în schimb, dar nu poți să ai ghinion, să ai pieton la fiecare trecere, deci te duci ață. 5 minute să străbați Ploieștiul, mai ales pentru cei care vin de la București, se duc la Brașov sau invers. Mi se pare că e informație valoroasă, sper să vă folosească.